Apropo de vise, astăzi este o zi specială la care sunt sigur că a visat următoarea noastră invitată. Doamne și domnule, cine credeți că schimbă prefixul astăzi? Sunteți gata? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, doamnelor și domnilor, Viorica și Ioniță de la Clejani! La mulți ani, Viorica! Mulțumesc frumos! Bine ați venit, dragilor! Mulțumesc frumos! Cred că plecam fără ce e important. Mulțumesc! Nu este, e pentru doamna Viorica. Treceți pe lângă mine. Ia uite ce i-am pregătit. Viorica! Aoleu, păi, dar nu prea mai am voie. Dar uite-te un pic la el. Pentru că diabetul ăsta filar să fie... Viorica, ia uite ce-a făcut. Nu, eu fac ce spun medicii. Ia uite-te ce au pregătit oamenii ăștia. Sunt două elemente lângă tine acolo. Sunt popușa Barbie. Cine e lângă tine? Ia vezi. Șoarecile de... A, e Boris! E Boris! Și Cheș! Cățelușii mei, Pupaia și Peluța. Uite aici. Întoarce lângă. Aha. Așa. Bine, i-am lăsat liber un pic aici pe toți și microfonul, bineînțeles, 20, probă de microfon. Și notele muzicale și dragoste să ai. Și da, să dea Dumnezeu să am. Bă, mi-amintesc așa cu... E tot la bun care mi l-ați dat voi mie data trecută. Lasă tot ce vreau să zic. Mi-amintesc așa cu bucurie sau cu durere în suflet. Nu știu cum să mă exprim pentru că am emoții. 18 ani, majoratul meu l-am împlinit cu domnul Ioniță de la Clejani. Și acum că schimb prefixul tot cu Ioniță de la Clejani. Sper ca bunul Dumnezeu să ne ajute să rămânem așa cu picioarele pe pământ. Să nu ne ia Dumnezeu mințile. Înțelegi? Că ai văzut ce se întâmplă în lumea showbizului. Și nu numai în lumea showbizului în ziua de astăzi. Să mi-l țină Dumnezeu sănătos și să mergem înainte până la adânci bătrânești. Acum, care s-o duce primul, s-o duce. Hai să ne așezăm. Uite, hai lângă ea. Hai să luăm un loc să ne organizăm. CM18 CM30, Viorica. E o diferență între 30 și 50? Păi e o diferență, că de la o vârstă începi să te hodorogești. Nu e cazul nostru, pentru că... Hai să spun ceva. De exemplu, eu am avut o problemă. Că n-am ascultat și nu am băgat de seama, adică n-am băgat în seamă să mă ocup de dinții mei. Și am ajuns în faza în care am făcut două adiții de os, dacă mă vedeați acum 2 săptămâni, și 5 implanturi. Păi, dacă mă vedeți, aveam un cap de 10 ori mai mare. Înțelegi? Cum și acum tot anul ăsta o să merg pe la stomatolog și o să-mi fac cei mai frumoși dinți. Te-a durat? Ți-a făcut anestezie multă? Tu ce părere ai? 4 ore a durat operația. El a fost cu mine și îi mulțumesc pentru asta. El a fost care a spus, haide. Nu e problemă, i-am făcut ușor. Așa că veneam de la Clejani la București cu o mică care zicea, o scoate, o scoate, și am scos până... Asta este. Arăți foarte bine. Mulțumesc frumos. Bă, am fost eu grasă, dar frumoasă. Arăți foarte bine. Chiar te-am complimentat și ne-am spus și băieților. Și tu ești foarte frumoasă. Ai slăbit enorm. Asta și că nu mi-aș fi dorit să zăbesc, că eu mă simt bine în pielea mea. Dacă eu mă plac pe mine... Nu, sunt un pic durdulie. Dar ce s-a întâmplat? Pe ce vrei? Uite, țin, nu mai mănânc zahăr. Poftim? Păi uite, dacă a zis doctor așa, cu cât mănânci mai mult, cu atât te duci mai repede. Așa, pentru o viață sănătoasă, mâncați cât mai puțin. Orice. În general, cât mai puțin și sănătos. Ziua ta înseamnă, Viorica, sunt convins, o tonă de cadouri. Deci eu îmi imaginez cum vine tirul cu cadouri. Care este cel mai frumos cadou pe care l-ai primit anul? Bă, venea să râdă dimineață când eu deja eram cu o fată, că a venit Ioniță cu un buchet mic de flori la mine. Care așa? Un buchet mic de flori? Hai mă, că de nu era mare. Făcut poză? Păi... Da, erau flori alese, nu pot să spui că era un buchet de flori, și erau flori alese. A venit așa cu fățuca aia lui de la frizer, mulți ani trăiască. Și dar ce flori? M-a făcut să râd. Nu, trandafiri, orhidee, un mix așa, să zic. Un mix de flori din inima mea, da? Și dacă aș vrea să-i... Vreau să-i fac un compliment lui Viorica, acum în fața marii adunării naționale. Este la fel de frumoasă, mai frumoasă. Și poate dă Dumnezeu să mă opere și eu la stomac, știi ce zici? E la fel de frumoasă, e mai frumoasă, este plină de viață, este talentată, are calitățile unei femei. Să știi că dacă sunt plină de energie trebuie să fii tu prea strong, știi? Că bărbatul ține femeia cu energie ca să fie... Înțelegi? Și tu ești! Energia vine din tot ceea ce ne înconjoară, dragii noștri, și vă invităm și pe voi, dați-mi voie să fac și eu o mică prezentare, dacă avem și afișul aici la dumneavoastră. Pe 3 martie la Sala Palatului avem un concert foarte, foarte special. Celebrăm femeia și bucuria de a trăi. Concertul se cheamă Femeia, Viorica de la Clejani și avem invitați speciali. Deci sunt cinstea Viorica. Păi uitați-vă și pe afiș, că Viorica e mare acolo pe afiș și Ioniță e mai micuț un pic, pus lângă. Dragule, celebrăm Femeia și bucuria de a trăi alături de... să fiu mai mare, dar... alături de invitații noștri. Nu mai are sensul ăla, imaginea. Dar kilograme sunt mai mare ca el, asta e adevărul. Viorica e mare, dacă a intrat în jocul lui Viorica... Vocea mea e mare, să știi. Sunt un nisip mișcător acum, mă afund așa. Deci, fiecare invitat, invitații noștri sunt speciali. Fiecare invitat este o garanție de succes. Dar toți adunați pe aceeași scenă. Vă dați seama ce va fi acolo? Va fi o nebunie, va fi un concert unicat pe care aveți odată în viață ocazia. Noi avem odată în viață ocazia să-l facem și dumneavoastră ca telespectator vă invităm. Știi ce mă bucură foarte mult și vreau să le mulțumesc oamenilor care au cumpărat deja bilete. Sala este aproape plină. Toate biletele s-au aproape vândut. M-au rugat niște prieteni să le fac rost de niște locuri și vă sfătuiesc și vă îndemn, grăbiți-vă dacă vreți să mai prindeți câteva bilete la acest concert deosebit. Asta e un cadou minunat pentru Viorica, dar noi mai avem o surpriză pentru Viorica. Lăsați-o pe mine să spăl păcatele. Hai, spăl păcatul ăla. Să-mi promită că după spectacolul ăsta mă duce Maldive, că n-am mai făcut o vacanță de 7 ani din cauza lacăței mei. Păi pe relaxare mergem și noi, Viorica. Și colegii noștri. Deci nu pot să cred așa ceva. S-au gândit nu la Maldive. Asta e cadou de la bărbatul meu. Dar vezi că aici sunt 3 litere. SPA. Spa. O zi la spa. Să te relaxezi. Ai acolo un voucher. Să-ți faci masaj. Să vină să te... Să te bibilesc. Să te bibilească. Și că nu vreau să fugiv la masaj, bărbați sau femei. Uleiuri esențiale cu tot ce vrei. Mulțumesc frumos. Te duci și te relaxezi. Acolo este un voucher și te duci și la arăți și le zici, uite, m-a trimis la Vorbește Lumea, să mă relaxați. Și ce să fac? Să-l desfac, să văd? Nu, poți să te duci cu el direct la spa. Dragă, este un bilet de intrare la spa. Să te duci să te relaxezi. O să mă duc. Ți-am făcut cadou o zi de relaxare. O să mă duc. Producției, vă mulțumesc mult de tot. Ioniță face cadouri de-astea? Te trimite la relaxare vreodată? Nu prea suntem noi cu astea. El a mai făcut că s-a operat la coloană, masaje și avea un masios de ăsta și mă rugă și pe mine să fac masaj, dar am spus, tu de că nu stai eu să pui ăsta mâna pe mine, înțelegi? Dar nu prea suntem noi cu masaje cu astea. Dacă e, mai face masaj cu ciumacul, dacă e cazul. Viorica, ok, stai așa un pic. Că mi se pare foarte important să audă și Ionița asta. Tu până la vârsta asta de 50 de ani, ai vreo dorință neîmplinită? Mamă, ce întrebare! Nu, că pare că nu-ți lipsește nimic, serios, da? Bă, știi? Viața omului este grea, să știi. Omul e trecut până toate, până ca și în nedreptate și cum mai era vorba lui Dolonescu. Și le duce până cade. Da, și le duce până la moarte, e prea mult spus. Dar ce m-ai întrebat că nu mai știu. O dorință neîmplinită până la vârsta asta. Pare că ai totul, de-aia te întreb. Bă, eu... nu mai zic nimica. Mi-e bine așa. E ok. Am 2 copii frumoși, 2 copii sănătoși și chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, pentru că dacă suntem sănătoși putem să trecem pântoși și toate. Am un soț care încă nu a luat o raznă, să zic așa. Dar așa? Cum? Ai prieteni lângă tine? Bă, prieteni nu prea mai am. Nu? Îți dau cuvântul meu de om că nu mai vreau prieteni. Am 3 prieteni, Bela, Boris și Cheș, că ți-e ăștia pentru mine. Dacă mă iubește Ioniță și parlamentarii ăștia, fac un apel către ei să mă ajute să fac cel mai mare adăpost de animale din lume. Asta este dorința mea. Sunt foarte mulți care mă critică. Eu pe pagina mea de Facebook, dacă nu postez toată ziua numai animăluțe. Dorința mea este, când mă retrag de muzică, să fac cel mai mare adăpost de animale, să mă ocup de animale. Chiar să fac și un ietat, să conviețuiesc cu ele acolo, știi? Asta e foarte frumos, Viorica, dar eu te contrazic când zici că n-ai prieteni. Și știi de ce? Că nu zic așa fără dovezi. Păi, nu prea mai am un prieten. Pentru că mai avem noi o surpriză pentru tine și o să te rog să te uiți în ecranul de acolo și să vezi ce am pregătit. Fii atentă. Ia ce ai pregătit. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Draga mea Viorica, vreau din toată inima să-ți urez la mulți ani. Știi că ai un loc special în inima mea și de fiecare dată când a fost un eveniment important în familia noastră, botezul copiilor, nunta noastră, voi ați fost prezenți acolo pentru că sunteți importanți pentru noi. Ești extraordinară, te iubesc. și te respect și îți doresc tot binele din lume. Îți urez să ai numai succese în continuare, cântece frumoase, pentru că ești emblema muzicii lăutărești și a cântecului de petrecere. Să fii sănătoasă alături de familia ta frumoasă și să scoți cât mai multe șlagăre. La mulți ani, te pup, sănătate! Doamna Viorica, la mulți ani, să fii sănătoasă! Abia aștept să cântăm împreună la concertul dumneavoastră de la Sala Palatului. Vă iubesc, sănătate multă, la mulți ani! La mulți ani, Viorica, să te ține Dumnezeu sănătoasă, fericită și să ai parte de tot ce-i mai bun în viața asta. Te pupăm! La mulți ani! Îți urez să împlinești 100 de ani, iar la 100 de ani să fiu din nou invitat și să-ți urez din suflet la mulți ani. La mulți ani, fericire, să te văd cât mai curând, soacră, de ce nu, și bunică. Și vreau să-ți cânt la botez așa cum și tu ai cântat la botezul nepoților mei. Te îmbrățișez cu toată dragostea, Constantine Enceanu îți urează din suflet, pentru un suflet curat, la mulți ani. La mulți ani cu deosebit respect din partea mea, Bogdan de la Pleș, pentru doamna Viorica de la Clejani, o voce pe care o îndrăgesc foarte, foarte mult. Îi doresc tot binele din lume, să fie fericită și bogată, așa cum spun eu, alături de familia ei, pentru că asta e cea mai mare bogăție, familia și copilașii ei. La mulți ani, Viorica, să fii sănătoasă, să te bucuri de familia ta, de soțul tău, de copiii tăi, să ne cânti frumos în continuare și să ne chemi și pe noi să ciocnim un pahar, că e doar ziua ta. Și acum zicem așa: are mândra, are mândra aluniță! La mulți ani, Viorica! Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Dăm voie să-ți răspund eu la întrebarea asta, da? Dacă are mândra aluniță la întrebarea asta? Nu, la altă întrebare. Avem prieteni, mulți. Dumneavoastră sunteți prietenii noștri și vă mulțumim pentru acest material frumos. Mulțumim doamnei producător, mulțumim la toți care v-ați ocupat pentru asta. Vreau să mulțumesc tuturor prietenilor noștri de pe Facebook, pentru că am postat dimineața, i-am făcut și o urare așa cum am simțit eu. Da? În timp ce tu mulțumești prietenilor de pe Facebook, avem mulți prieteni. Viorica s-a emoționat și cred că asta arată foarte mult despre sufletul omului. Și le mulțumesc acestor oameni. Acestor oameni care au făcut mesajele cu respect și prețuire din partea noastră. Viorica e iubită de cât există ea. Și pentru faptul că și eu o iubesc. Opa! Să nu spui că mi-ai făcut fruncă! Opa! Stați așa un pic. Bă, am un cadou pentru tine. Toată dragostea mea și toată dragostea prietenilor, care încă o dată le mulțumesc, mulțumesc toți de acolo, mulțumesc Andra, mulțumesc. Ionița, atențiunea mare, nu mulțumesc mult. Acești oameni sunt artiști deosebiți și veți vedea alături de noi la Sala Palatului pe 3 martie. Murim aici, de inimă. Și eu o iubesc. Te iubesc, te asigur de toată dragostea mea. S-a emoționat și Ioniță. E mai greu. E greu. Pentru că am trecut prin toate, cu bune și rele. Dar mergem înainte cu fruntea sus. Facem ce știm noi mai bine. Aducem bucurie în sufletul oamenilor prin cântecele noastre. Și suntem puternici. Sunteți puternici. Suntem oameni. Până la urmă, eu asta am realizat, că până la urmă, oricât ai avea în viața asta material, tot te emoționează prietenii, te emoționează relațiile pe care le ai, te emoționează oamenii de lângă tine. Și ce frumos că sunteți împreună și că și tu... Și că simțiți la fel. Simți la fel ca ea, da. Unde e telefonul meu? Pentru că nu știu unde este, în fine. Vroiam să citesc versurile care le-am compus dimineața pentru ea. Ioniță? Da. Ne tragem sufletul. Abia așteptăm să vedem ce ai acolo. Care are o surpriză pentru Viorica de ziua ei astăzi. Ioniță, toată țara așteaptă. I-am pregătit un cadou frumos al ției mele. Vino lângă mine, te rog. I-am compus niște versuri care sună așa. La mulți ani, iubire, astăzi este ziua ta, cerem orice și-ți voi da. O viață înainte, voi fi umbra ta mereu, viața mea, sufletul meu. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Aplauze! Cadou ceva? Ce vine cadou? Păi a spus cerem orice. Păi, cerem orice și îți voi da oricum. Ia, vine cadou. Cu siguranță o să fie o melodie. Ciolofan. Ce-o fi acolo? Ce-o fi acolo? Ia să deschide fatul, că nu pot. Hai că tu mă uimești, la televizor mi-e numai cadouri mișto, hai! Ola-oa vecina, ola-oa iebelea. Știi el de ce mi-a cât un cadou? Ca să mă facă să fiu mai veselă. Nu pot să cred! A treia! Doamne, să veniți și mâine, că e 14 și pe 13. N-am găsit neagră cum ți-ai dorit tu, dar cred că e nici albă, nu e ok. Hai mă, dă-ți fă, pune-mi mai repede la mână să cânt cu ea acum. Nu avem timp. Hai te rog. Hai să ne mișcăm. Așa, bun. Vreți după asta? Deci încă o brățară, deci până acum am și eu 3 brățări, da. Bravo, Ioniță. Mulțumesc. Așa se face cadou. Abia așteptăm să vă auzim, că de asta ați venit, dragilor. Ce cântăm? Porumbaca. Porumbaca. Cea mai nouă melodie a mea și o dedic pentru toate porumbacele. Așa facem. Să cântăm! Vă mulțumim frumos că ați venit, la mulți ani, Viorica! Ești o bucurie de fiecare dată când vii aici. Mulțumesc. Vă mulțumim și vouă că v-ați uitat la noi. Revenim la Vorbește Lumea, evident, mâine de la ora 10:30. Încă o dată la mulți ani, Viorica, și voi nu uitați, pe 3 martie la Sala Palatului Clejani au un mega concert. Acum haideți să-i ascultăm, doamnelor și domnilor, Viorica și Ioniță de la Clejani! Te-mi vine să mor, vei vecina.